Băiețelul de 4 ani se juca împreună cu mai mulți prieteni pe malul râului Bârlad. Pentru că era foarte cald afară, copilul s-a gândit să-i facă o baie câinelui care suferea din cauza soarelui torid. Copilul de 5 ani s-a băgat în Bârlad direct, cu alții care mai erau. Tulbura, pe aproape 4 metri, ceva. Micuțul a alunecat în apă și într-o clipă a fost luat de curenții puternici. Ceilalți copii au încercat să-l prindă, dar nu au reușit. Au fugit apoi în sat să caute ajutor. Au pus mâna pe el și l-a scăpat din mână. L-a tras apa. A alunecat sau? Da. L-a luat apa. Eu nu am mai bat niciodată, dar un copil ce știe el să-l luat sau... La locul nenorocirii au venit și pompierii care l-au căutat pe copil cu barca. Micuțul înghițit de apă este de negăsit.